Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou episod din seria voastră preferată de WWE cu YouTuber români. Asta doar ce să joc cu mine. O să avem un meci cu Imogenu. Dacă mă bate, primește o șansă la centură. Avem aici și o bere, nu cred că se aude. Aia nici n-am vrut să fac așa să sune ca lumea. Fac ca sunt rău. Nu consumați alcool, nu deveniți bețivi ca mine. Bun, azi o jucăm aici. N-am mai creat până eu, poate o să mai creez. Dați-mi idei de YouTuber pe care să-i creez. Lăsați-mi comentarii niște înălțimi. Dar vreau să-mi ziceți la sigur, nu să dați cu presupusul să ziceți ăsta e mare, are nu știu cât înălțime. Vreau să-mi ziceți clar cât are YouTuberul respectiv ca să-l fac mai realistic. Nu vreau să-l fac, de exemplu, pe Epic Short care are 1,60 m, să-l fac de 2 metri. Bă, dacă tot am zis că mă fac heel ca și campion, vin acum după el. Ia vin acum. Și l atacăm aici pe Imogen. Săracu. Hai. Mișcă scurul Imogen. Aici e o căldură de nu mai pot, deci doar a 9 seara și de-abia pot să stau în casă. De aceea zi în care am făcut live-ul ăla din care mâncam curcodușe ăla pe telefon. Au, ce mi-a întors nebunul? Ia că-i întors și-o. Opa! Opa! Direct pe parchet, așa să doară. Ia, hai, ridică-te. Nebunule, ia ridică-te. Opa! A, ce mi-a întors aici. Faci taunt în fața mea? Ia vină cu ace. L-am lăsat fără reversul din fericire. Bun, putem începe meciul ca lumea. Și? Pac, jucăm așa ca un heel. Deși lumea mă aplaudă în continuare pentru că da, eu sunt Băreț 86, adică cel mai cel mai popular YouTuber din un sat cu 3000 de locuitori, 4000 câți dracu ar fi, au. Așa, na, automat că toată lumea mă aplaudă chiar dacă am atitudine de heel. Mă deconectează acum. Mă enervează microfonul ăsta, se deconectează mereu. Îmi întoarce? Da, păi normal că îmi întoarce Imogenul. Ce m-a prins aici. Pa, dar nu ți se chiar așa. Ia vină cu acela un power slam sau reverse power slam. Asta e berea, porcul de mine. Și hai să mai dă niște pumne așa, dar ține, ține garda. Bă, știu că nu prea seamănă Imogen, dar aia mai poate o să-i fac un reboot, ceva să arate mai sexy. Ok, ce joc acum cu ăsta aici? Opa! Văd că încep să domin. Ia du-te în coarde. Opa, m-a prins el. Wow, ce frumos a fost aici. Ia, se aude și cum tună de afară. Close line. Starts to give out on you. He's gonna need to be careful here. Ia vino la coardă aici. Opa, așa, și acum semnătura. Genial clothesline-ul ăsta. E să fac și un sal de pe coarda a doua. Ca un adevărat heel am atacat întâi. Și să nu vă aud că ziceți că mă favorizez sau ceva de genul. Am 86 overall. Imogen are 89. Trebuia cumva să echilibrez. Doar pentru că, cum să zic, o fi o comunist, dar nu sunt cel mai dictator. Asta nu înseamnă că trebuie să mă fac cel mai overpower, dar nici cel mai dober.
Ce ciudat este părul. Așa mai bine. Opa, mi-ntoarce aici și cred că o să dea comeback. Băi, nu dă imogenul cu comeback-ul. Dacă nu îl întorc. Da, nu l-am întors. Hai, dă cu comeback. Și mă mai mir de ce am burta asta. Nu mă considerați influencer că nu-ți bun ca influencer. Too fast. Și începe să dea cu semnătura seria de suplexuri. Și încă un suplex din partea nebunului. Opa, vrea să dea finisher-ul cu Frog Splash-ul. Dar nu prea cred. Bine că m-am întors de acolo. Și... Hai! Îl prinde noi aici cu Dirty Dințu. Pa, chiar spar și capul. Finu! Evident, dar cu resiliency, că de ce nu? El are deja un finisher, deci ar putea să mă bată. Opa, mi-ntoarce el. E bine să vrei. Hai, opa. Ce mă disprețuiește lumea acolo. Bun. Hai, da. Să terminăm șmecheria. Și să vină Underhook, cumva de genul îi se zice. Underhook suplex. Underhook suplex, așa. Sau butterfly suplex. Diferă foarte mult manevrele astea. A prins aici. E bine. Au. Ce faci, imogene? Nu faci nimic? Păi stai că mă ridic eu, băgă-mi-a și ieși din ring. Dacă n-am să se ridice, las că m-a ridicat eu, nu? Ali hop! Aaa, m-a prins aici. Un cap în gură, ia vină un coace, hai că l-am prins o semnătură aici. Și butterfly suplex. Dar ce nu, mai al să aibă suplexuri ca semnătură? Hai, charge finisher, îi dau o șansă. Deci fac acum reversal-ul. Ah, sper să nu fie road break. Hai că nu road break. Cred că asta a fost. Cum a făcut asta? Cum a făcut asta? Stai, mă, ce faci? La atacă singur? Ok, stai, cred că joacă singur caracterul dacă nu mai controlezi ea. Că n-am apăsat pe nimic. Sau nu mi-am dat eu seama că am apăsat. A fost cam ciudat. Oh, ce mi-a întors. Ah, ce bă asta? Bă, ce bă nevra asta, mâncațași? Hai, hai, trește-te, trește-te, trește-te. Row break. Aici, de aici. A, mi-a întors și el. Au. Ia vină încoa. Come back. Hai, pentru John Moxley, că ați făcut după el. Mă rog, Dean Ambrose. Actualul John Moxley din AEW. Și a mai venit la semnătură aici. Charge finisher. Lumea mă huiduie acolo, se pare. Și... Hai și cu pin aici. Te rog, nu da road break. Nu-i road break, bun. L-am făcut de data asta. Frumos match-ul.
Aș vrea să fie o dificultate mai mare de legendary, adică bă, să știe când să-și păstreze semnăt, reversal-urile. Aș putea să scot limita asta de reversal, dar o păstrez. O păstrez că, na, să am și o limită, dacă le folosesc, să am și o dezavantaj. Că așa mă văd să dau reversal la orice și nu mai este nimic. Bun, hai să facem heel turn, băieții. Le-am zis că fac heel turn. Hai, mai dăm un pic la cap aici. Nicely done. That lands. Hai, ridică-te. Și frumos așa. Dirty Deeds, ca să fie heel turn ca lumea. Bun. Avem heel turn-ul asigurat. Sunt heel, dar lumea încă mă aplaudă, surprinzător. Exit, că mai am un match care este doar de umplut, nu vreau să-l joc pe ăla. Mai avem un tag team. Și nu știu ce o să mai fie. Nu o să joc multe meciuri că transpir aici, de nu mai pot. Ok, deci ăsta trebuie să-l jucă, ăsta trebuie să-l jucă, meci la echipe. Rivalitatea între aceștia continuă. Ok, hai să jucăm cu echipa asta. Practic sunt mai avantajoși ăștia doi, la fel cu X-Leader, că au 85 cu 89, aici e 83 cu 89, deci să fie destul de echilibrat. Puțin overall în plus la ei. Mi se pare că mai multe reversuri aici. Slater are 3 reversuri, Dani Peneto are 4. Toate lumea de la școală. Eram la școală, tot afară de acolo. Glumesc, nici chiar așa. Mai punem o bere. Da, nu s-aude pe ăsta. Băgam ea și... Hai, să-i dăm start. Trebuie să dezactivezi intrările. Bă, Newmar, sponsorizați-mă și pe mine, Trevor. Vă fac reclamă la bere. A trebuit să le las eu intrările. Mă mâncă în cur. Ai, sar peste intrări, trebuie să le dezactivez. Trebuie și legenda. Ce trebuie să-mi bată, să închiceam. Bun, să înceapă meciul la echipe. Au trecut câteva zile de când am mai postat WWE. Știu că vi s-a făcut dor. Ce m-a prins aici. Ia și ce-mi dă aici? Oh, ia uite-l, știe să fugă în corzi. Pac, pac, neck break. Mamă, mi l-a dat pe damage aici. Bringing it back between the ropes. Got all that one. X-Leader-ul văd că s-a buguit. Ce pui mea a fost asta? Opa, mi-a întors aici. Fuck. Au. Da, deci mi-am luat mai mult de mei, se pare. Da, că tot el mă prinde primul manevră. Da, meci între ăștia doi în bere o să fie epice. Ce faci, mă? Ia uite, mă, ce-mi face. Și mă arunc aici. Au băgat și tag-ul. Aoleu, ce damage o să-mi dea ăsta. Nu prea seamănă cu X-Leader, dar e. Am pus la mișto un tricou cu Little Jimmy de când avea Arthur gimmick-ul ăla de nebun. Bun. Facem tactic tag team acum cu legenda. Poac. Mă arunc ăsta în corzi. Nu ți se chiar așa, te pui cu legenda? Te pui cu legenda? Vino cu acela un suplex. Nu mai aplauda, că faci gălăgie. Au.
Mamă, cum apasă nici măcar părul nu-l atinge, după cum vedeți. E capul meu ce tună și fulger afară. Să încerc să termin mai repede episodul, că nu vreau să... De fapt, stai, că am protecție în caz că trăznește fulgerul pe casă, dar n-am cască în picănetul. Bine că nu-s live acum și episodul doar. Mai am baterie în caz de orice? Hai că mai am. Bun. Ia vină cu a. Hop! A ieșit ăsta din ring? Stai că-l prindem noi aici. Ia vină cu a. Tornado DDT. Frumusețe de manevră. Apucă ăsta să facă tag-ul. Păi stai că îl chemă și noi aici pe Livione. Ia vină cu a. Băgăm ea și... mă prins-l primul. Nu-i corect. Ce face ăsta? Ce mi-a întors-o. Bă, e bun ăsta, n-am ce zice. Ia vină cu la comeback. Comeback move. Trebuia să apăs de mai multe ori. Am uitat că pe tech team-uri trebuie să apăs de mai multe ori. Bă, că am făcut semnătura măcar. Îi dăm o semnătură atunci. N-am dat combat cu calul, dar măcar am făcut semnătura. Măcar atât se mai echilibreze meciul. Să fac și un taunt. Căcat. Au. Ce capac. Fuck. Mă prinde asta aici. Auci. Iar își fac ăștia tag și cred că o să-și dea cu semnătura pe mine Slider-ul. Ok, i-am întors semnătura. Dropkick. Rafaele, ce faci? Stai acolo. L-au scurs amândoi în afară ringului. Scursurile naibii. Opa. Ok, nu știu cum m-am întors așa în aer, dar l-am prins pe ăsta. Hai mă, ridică-te. Ați observat că ăștia au aceeași Adidas? N-am OMG. ONG-ul. E aici din ring. Căcat. Dar ce e afară? Dintr-o dată s-a făcut vigilie, deci exact ca în Outlast la începutul jocului, dacă vă ce-ți aminte cum e jocul. Bun, intră ăsta în ring. Opa, m-a prins în Irish Whip. Nu i-am întors. Fuck, ce-mi dai aici? Au. Și vine și semnătura Rafaelului. Boom! Mi-a făcut și pieptul roșu. Just go for the finisher already. I don't understand the delay. The object is to win the match. Ia vino cu a. Come on, let's go. Nu i-a dat semnătura, afară vigilie și cred că a prins bunul vigilia pe afară, că l-au cum țipă. Dai jos. Hai, dar pe colțul ringului să-i dăm frog splash-ul. Frog Splash! Și un pin. Da, o să iasă oricum. Ce ziceam? Lasă-l în pace! Dropkick! Hai să-i dau și sulița. Sper să nu mi-o întoarcă. Nu mi-a întors-o. Hai, fuck. Pinul. 1, 2, 3. La limită, am crezut că ține mai mult meciul ăsta. Câștigă ai noștri, se pare, și de data asta. Deci nou, pentru cine a rămas sau a intrat acum pe premieră, vreau un comentarii, nu un chat, ci comentariile care rămân.
Să-mi lăsați înălțimi ale altor YouTuber pe care se creez în jocul ăsta să-i pun se bată. Următorul meci, dar mi se pare că următorul meci o să fie așa de umplutură, mi se pare. O să fie de umplutură, cred. Johnny Sins și cu Quick. Hai să jucăm cu Quick. Jucăm cu Quick, că a văzut până la urmă. I-a trimis un subscriber, nu mai știu cum îl chema. Igor, tovarășul, nu mai știu cum îl chema. I-a dat un episod în care l-am creat. Și l-a văzut. Nu prea i-a plăcut. Nu ideea că nu i-a plăcut ideea. Nu i-a plăcut cum l-a creat. Nu prea a zis că l-am făcut cu țâțe, parcă. Nu, ea se văita pantaloni. Era live. Catarina se văita. Zicea că ce-s cu țâțele alea. Și că gen cum are barba, are și ei sub buză. Barba și noi am pus aici. Păi puii mei, n-am toate modelele de bărbi în jocul ăsta. Bine, m-am și grăbit să fac asta că l-am făcut, că ce trebuia să fac un cap de ou cu puțin păr pe el și o puțină barbă în bărbie. Trebuia să zic cu puțină bărbie în barbă. În fine, hai aici. Johnny Sins cu Quick. Ieșim acum din manevră. Fuck! Stai jos. Ieși. Așa. Hai, Quick-ule. Nu te face pe tine Jonathan Sins. Ion Sinus. Cred că s-ar traduce pe românește. Habar nu știu. Ce faci, mă? Ia vino cu aia. Opa, m-a prins și ăsta. Bă, dar e cald rău aici. Puteam să fiu acum lector de la zi să mă dezbrac. Dar nu fac de-astea. Nu sunt pe chat-ul bait aici. La 100.000 de abonați vă dau link-ul de la chat-ul bait. Nu de la canalul meu, ci de la chat-ul bait în general. Canalul meu e chat-ul bait la 1.000.000. Mamă, ce l-am prins acolo cu un cot. Direct Judas Effect. Boom. Oho, l-am prins aici. Și niște genunchi. Opa, boom. Ai pe colțul ringului. Vino un coach. Și elbow. Direct pe spinare. Chop! Oh, mi-a întors aici. Ce faci, mă? Ia vină cu... Pac! Și... cum a fost asta? A plăcut. De ce să mint? Bravo to the voters this past week. It seems they finally got the rankings right. And I know... Ce avem și o semnătură? It's about time. He's making a statement here with this attack. Ai venit cu acea Kinshasa pe colț. Look out, look out. This could be it. Și mi l-a întors. Cât a suplexul. Da, las că bă. Târas din ring, n-am reușit. Johnny e nervos, se pare. Vezi că mă ridici, Johnule. Oh, am crezut că s-a ferit. Bă, de asta îmi place și Shinsuke Nakamura, chiar dacă WWE l-a îngropat în NXT era genial, dacă l-a băgat în main roster l-au făcut nașpa rău. Ia vină un coach. Ce crezi mă că fac? Ce crezi mă că faci? Scap tu din manevră de la mine?
executed. Oh boy, he is rolling. Da, vino cu a. Hop. He might have it on the flip side of a bomb I was saying earlier. Boom. Slams him down with authority. Yeah. Michael, did you guys feel that too? Dăm charge finisher. Să sperăm că nu l-. Bine că te-ai ridicat acum. Am OMG? N-am OMG. Ești din ring? Hai să fac și un salt pe el. Elbow! Ratat. Mă rog, nu-i chiar ratat, s-a ferit, iar nu l-am pus eu să-i ferească. Ia vino. Luăm frumos de picior. Pac. Pac. Și acum, finisher-ul. Ce așa lumea are reversal. Îi pune și un pin. Asta a fost. Asta a fost. Quick mai câștigă un match. N-a fost nevoie să folosim low blow-ul. Ia uite aici. Pac! Și finisher-ul. Next match, următorul match o să fie, o să aibă legătură cu episodul data trecută, dacă l-ați văzut. Dacă nu l-ați văzut, aia e. Așa, fratele Echo împotriva lui Colo. Dacă n-ați văzut episodul trecut pe care l-am filmat acum o săptămână și l-am postat acum 3 zile, Colo l-a bătut pe Codrin, l-a atacat și a venit Dracu și l-a salvat. Și acum Echo a venit să-l răzbure. Nu știu dacă mai intervine Dracu peste Colo. O să vedem acum. Te pui cu bazuca. Și surprinzător că chestia acolo mi-a crescut și primul video din revenirea acestei serii când am început cu o înfrângere la Colo. Dacă vă faceți bine aminte. Hai să vedem acum. Poate o să intervină careva împotriva lui, se face acum o coaliție. O coiliție. Opa, m-a prins el primul. Ia deci un chop, mi-l întoarce. Aoleu, putere! Ar trebui să stau să le iau la fiecare sau în defecturi să le pun. Când se bat. Cum zice acolo, ai putere și îl ia și îl ridică. Sau Echo când își dă, nu știu, când dă de exemplu... Sau Echo când face un super kick, să zică... Fută-te Dumnezeu! Ar fi o idee, dar aș sta foarte mult să stau să fac sound effect-urile astea, să le pun la editare. Da, ar merita, deși n-ar fi multă apreciere. Ar crește susținerea acestei... Oh, bă, leu, ce inzighiri! Bă, treaba e că Echo a fost bătăuș la viața lui, adică, na. Nu el cântă Evil Self? Cum zice? Demonul de bine se apăr, vrea la suprafață, îi dau vreun liber că mă pișpea de viață. Cam asta face acum Echo. Bă, pe dracu nu l-am creat pe Dabdo, trebuie să-l fac și pe dracu. Mi-a băut să abite acum, bă. Că mai aveam și pe dracu. Still, but this could be a pivotal point in this match, guys. Let's see how he reacts here. He's displaying classic offense here. Și Tornado DDT. Super kick. Ce faci, mă? L-ataci pe Codrin? Ce faci, mă, acum? Bazooka. Showing a bit of arrogance since the latest weekly rankings were released, but the way I see it, that's just confidence. Opa, ce asta? Aoleu, package pal driver. Ah, ba nu. Asta a fost powerbomb, serios? Package powerbomb, să-i se zică. Abar nu știu. Hai mă, nu-i scot reversalul. Îi dau stampul și nu... Nu vrea să renunțe la... Uite și tu. Hai bă, vreau să-i scot. Nu vrea. Bine, îl fac numai din stampuri atunci. Așa. A bobosit și eu, se pare. Ia zi, de ce avem noi de aici? Ba, ce naiba asta? Backdrop, back... nu cred că face backdrop aici. Bă, poți rupe gâtul de la așa ceva. Fuaită capul meu. Hai să îi dau acum semnătura. Ce semnătura aveam? Nici nu știu ce semnătură e, pentru că mi-a întors-o. Mi-a întors-o colosul.
Da, m-a prins aici. Normally we hear plenty of debate surrounding the weekly power rankings, but this week it seems both fans and superstars alike agree with how everyone... Ia cerca aici sa ne rupa gatul. Acum sa vezi la wrestling ca iti smulge lui 1 cap. Cam bataile din antichitate. Dar e si la 1 ce si imaginează asta ca face. Yeah, not too much debate over the rankings this week though. I will say that some people from the superstars camp Ce faci, mă? Please everybody, Saxton. These are the same people who win the lottery and then complain about having to pay. Yeah, vrea să fac aici un... Nu știu cum se cheamă asta. Leg, nu știu cum, că e la picior. Sau foot, nu știu cum, că na, la picior se merge și foot. U-O-O-T, nu vă gândiți la prostii copii. Super kick. With great accuracy. We may very well be seeing the finisher here very shortly, guys, and when that happens, you can bet this one's gonna be. Opa. Frog splash, cum te-au zice. And that's it. This one is over. Echo câștigă cu așa ceva. Echo câștigă cu așa ceva. That's a big win there and he's hurting. Ce face, mă? Ca câștigat Echo. Revenge is sweet. He may have lost the match, but he's the last man standing. Bă! A câștigat Echo. De ce a făcut animația asta? Nu înțeleg. Nu înțeleg de ce a făcut animația asta. Chiar nu înțeleg. Că a câștigat Echo. Bă, da, câștigat Echo, Joker. Jocule, ce-i cu tine? Înțeleg că ești pirata, nici chiar așa. Și main eventul în această seară. Din nou, un meci normal. Am uitat să-i pun ceva diferit. Deci am făcut la meciul cu băieții ăștia, dar poate fiecare dată meciuri spectaculoase. O să fac un fel de WrestleMania cu acești YouTuber și o să vă pun să ziceți care vi s-a părut rivalitatea cea mai bună de-a lungul seriei. Dar mai până la WrestleMania, de-abia am făcut Money in the Bank-ul. Opa, se pare că avem ceva animație, mai avem parte de ceva nou, se pare. N-am lăsat degeaba meciul ăsta și se pare că băieții o să ia direct la bătaie. Opa. Deci dușmănia între băieții ăștia continuă, așa s-ar bate și... Eu cred că așa s-ar bate ăsta cu Hățuleanu dacă s-ar găsi în trafic. Să-mi va picioarele. Ce, pe amândoi cu puțin damage? A început durerea cu puțin damage, dar m-a prins el acum al manevră. Și... Sau crezi tu că îmi faci tu mie ceva, ia vină cu acest și... Pa, cu picior aici. Dușmânia dintre ăștia continuă. O, ce faci mai aici? Pac, îmi întoarce și el. Au. Pac, yes, gata, acum meciul să meargă normal. Bă, deci o dușmânie între oamenii ăștia. N-am văzut așa ceva, tuna afară dacă... Ar fi mișto să vină așa un fulger la John Labide. Belly kick! E bine că am pus tatas, deci nu mai trebuie să las nimic la upload. Snap suplex. Hai, Johnule, ridică-te. Dorian Dopa. Dorian Pompa. Au. A dat drumul. He's left wide open here. I don't think he even realizes it. He looks dazed. This is about to get bad. Guys, I was in a lot of... Oh, ce frumos este close line. And I can tell you that a lot of people were shaking their heads over this superstar's ranking. Bun, nu mai are nici el verdele. Ah, ce bine-ntoarce. Au. Dar stai că pot să fac asta. Mamă, cum am fost aici. Și hai da. No, trebuie să fie în picior, se pare. Hai să fac un taunt. Hai bă, vină încă. Fuck, a intrat în ring. Face el taunt acum. București Combat Wrestling, domnul și domnul. Cea mai epică companie de wrestling.
Deci cel mai bune ca la WWE, AEW, TNA, Ring of Honor și, nu știu, CZW, WCW, ECW, cred că am spus toate companiile posibile. Ia vină cu ce. Golf Crusher. Raw Break. Las că i-am dat damage-ul măcar. Asta e o secundă. Dacă tot nu mai are reversal, hai să-i dăm aici cu Styles Clash. V-am zis că în episodul trecut am încurcat într-una Styles Clash cu Phenomenal Forearm. Dacă vă ce-ți aminte, îmi cer scuze că le-am încurcat. 1, 2, opa, nici măcar nu și-a dat cu Resiliency, dar nu-i niciun bai. Good point by Byron earlier. If there's an opening to execute the finisher, you got to take it. The last thing you want to do is let your opponent hang around for no reason. I can tell you bad things happen when you do that. Okay, l-am lăsat fără reversaluri. It's from 1995. I remember that like it was yesterday, Cole. Instead of fuck, close line. Skip thought it would be a good idea to do some mid-ring push-ups. As you were saying, the decision ultimately came back to haunt. Și fuck, încă un. Opa, vino aici. Și genunchi direct încăpățânat Orianului. Hai mă numesc o... Da, sper că știe când să-și dea reversul la stampuri, nu-și mai... Dacă îi dau manevră mai așa... A, tot nu scoate reversul. Hai să fac un taunt. Hai, ridică-te și așa nu mai am energie. Și acu și Garou și U. Boom! This one is over. Moves like that have a way of reverberating throughout the entire body. Well, Byron, you're not the only one impressed by. Nu las nici să respire. Mă prinde acum Hâțu și cred că o să dea comeback-ul. O dă comeback-ul. A făcut semnătura. Mă pune bai jocul ringului și cred că o să dea cu semnătură. Nu? Ba da, acum a dat semnătura. Și mâinile în aer. You can't see me. Nu poți să mă vezi. Boom. Care mai ține minte că pe Disney era Hannah Montana și a apărut și The Rock și John Cena în niște episoade. Da, m-a prins în AA. Da, am ieșit la 1. S-o crezi tu că faci ceva împotriva Dorianului? Împotriva bike traficului. Opa, își dă comeback-ul. Opa. Exact în stilul John Cena. Exact stilul John Cena. Semnătura, un comeback. Pac, ne titugează și la image. Și o să dea din nou? Na, vrea să dea. Am crezut că îmi pune ăla STF-ul. Și încă un mini five knuckle shuffle. Ne, ce faci mă? Vrei tu să-mi dai mie cu STF? Vrei tu să-mi dai cu STF-ul? STF-ul? Ia vino cu acela. Ia vino cu acela și Gorou și pe care îl întoarce. Și sunset flip powerbomb se pare. Bă, cred că mi-a luat mai mult damage. Adevăr că sunt și mai slab ca el. N-am vrut să-mi întorc. Aaa, căcat. Am vrut să-i dau semnătura, dar n-am reușit. O aruncă în colțul ringului. A obosit și Dorianu. Nu te mai ajută să te răizi, frate. Aaa, mi-a întors iarăși. Ambii wrestleri obosiți. Până la epuizare. Charge finisher. Styles Clash, pardon, Phenomenal Forearm, vino cu ace. Și Phenomenal Forearm. Deci spectaculoase meciurile între ăștia doi wrestleri. Nu regret niciodată că le rejoc. Că le pun în aproape fiecare episod, sunt prea faine. Și se pare că i-am scos Resiliency-ul, băcar. Dacă i-am scos Resiliency-ul, hai să-i scoatem și fine un
Reversal. Nail Scott. Bun. Combo-ul. Și clothesline. I-am spart și capul. Așa, pele kick. Mai încercăm o dată. Să sperăm că nu dă cu reversal. Un coace. Și... BOOM! PAC! Așa din aer. Dar cred că iarăși o să iasă, că n-ai făcut pe John Cena și ăsta iese din pinuri în draci. N-a mai ieșit. Victorie. Un match, aș putea spune, fenomenal. Avem vreo animație oare acum? Se întâmplă nimic? Lasă că se întâmplă acum ceva și... Hai să-l băgăm în ring. Dacă tot e dușmănie mare între ăștia, hai să facem shot asta, că n-am făcut în timpul meciului. Ia vină încoace. Hai să-i rupem piciorul. Dacă tot nu se încheie aici, se ridicăm. Și... Hai da! Fuck! Fuck! Boom! Warm up the bus, this one is over. My hero, zice lumea prin... Era să zic prin chat. Și încă o victorie aici pentru Bike Traffic. Aș putea spune episod destul de reușit. Deci dacă vreți să mai creezi și alți youtuberi, lăsați în comentarii înălțimele lor. Deci nu în chat-ul de la premieră, ci jos aici. Și eu o să-i creez. O să-mi dau toată simța să-i creez. În fine. Asta să fie episodul. Și ne vom auzi la un nou videoclip live. Ce mai fi? Hai! Ciao, Liz!